Pe tine te-a furat orașul mare? Bă, dar hai să-ți povestesc, mister. Eu când am ajuns cunoscut, pe ce l-am bătut pe Ștefan Lecu, dacă nu mă înșel, era moarte. În care... Nu am bătut, am luat bătaie de la Ștefan Lecu, dar să te bați cu Ștefan Lecu, da, era s-o șmecheria, nu oricine se bătea acolo. Și să stai trei repeze în picioare era pentru mine o victorie mai mult, da, a fost înfrângerea aia. Am fost contactat de, nu știu, de un consilier de-al lui Gigi, nu știu cum îl cheamă, nu mai țin minte ce, Iulian, nu mai țin minte, și aia hai să bodyguard la București, la Gigi, nu vrei să vii? Îți dăm mașină, îți dăm casă, îți dăm de toate. Foarte tare. Ia gândește, joacă pe asta. Și ce ai făcut atunci? Păi oare ce am făcut? Dacă făceam asta... Nu te-am, nu te-am văzut bodyguard. Măi, când mi-aduc aminte... Te-ai prins, nu?